Românii au cheltuit 8,5 miliarde de euro pe vacanțe în străinătate anul trecut. Văd mai bine lumea. Suntem fierți, fierți, suntem pe hashtag mai Dubai, mai Thailanda, mai Egipt, mai Zanzibar. Și ăsta ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru hotelierii din țara noastră, ale căror servicii sunt mai mereu criticate. V-am spus eu că la care îți vom aduce vită de vită. Uitați și voi cum arată platoul ăsta. E crud. Tot platoul e crud. Uitați-vă la grăsimea aia galbenă, crudă. Da, e mai bună o fructă de mare proaspătă pe o plajă de la care te dor ochii decât e de curată și o apă cristalină de ocean. Parcă altfel se vede un story printre palmieri în habitatul lor natural. Dacă vrei, vrei, vrei fericire să ai, habibi, habibi, come, come to Dubai. Parcă se și poartă lumea frumos cu tine pe banii tăi și altfel te simți tratat. Și burgerul ăla pe unde? Că cred că aș vrea să mă duc după el. Unde mă duc după el? Nu că țara noastră n-ar avea multe de oferit, dar încă mai are mult, mult de recuperat la capitolul ospitalitate și servicii. Ia zi cât îl vrei de mare. Iar asta se vede în cifre. Litoral, cândva care era perla Constanței, acum e groapa de gunoi, să spunem așa, nu? Față de 2019, an în care nu lovise pandemia pe la noi, românii au cheltuit cu 3 miliarde de euro în plus anul trecut. Iar pandemia a cam trecut de vreo 2 ani, cam așa, deci nu pot să mai zici că au rupt oamenii pe călătorii pentru că nu mai fusese răplecați. E urât, e dezvoltarea asta turistică, praia dintr-o dată începe litoralul, acum ce vezi, mamă? Săpături, dezamăgire. Iar banii pe care nu-i dau românii în țara noastră nu s-a acoperit de cei pe care îi cheltuie străinii la noi, fiindcă deficitul de turism a ajuns la 3,9 miliarde de euro.